Frații mei, eu sunt Cătălin, iar să vom face turul casei mele. Nu a casei, a cadrei. Ok, să începem. Aici, prima dată, avem o ușă, aici avem boxa mea care mi-a stricat-o, frate meu. De ce? Prima dată, meu, dacă capacul meu mâzgălit-o, te bat, frate, dacă te văd. Și nu spar membrana. O să o primească. Asta o să o primească. Bun. Aici mai am ghiozdanelul de la grădință sau de la școală, mai știu. Și am morman de jucărie, o cutie de căști. Aici am uitat să vă prezint unitatea calculatorului, cu asta nu ne ocupăm. Acolo avem multă mizerie, cutia de la o boxă jebele, care încă o mai am, dar i-am dat-o mamii împrumut. Am foarte multe jucării, ciocanul și un pistol de lipit. Și începem cu partea mea preferată. Aici avem un aparat de țânțar pentru că tot mă mănâncă țânțar, uitați-vă, toată mâna acum e ca un monstru. De la ce scărpinători îmi trag. Mă mănâncă și spatele. Aici avem televizorul, un Toshiba, nu vă pot da mai multe explicații, că nu știu. Aici avem o asistentă drăguță. Aici avem un pat super confortabil. Aici aparat de țânțarul. Dacă ține. Ce bine! Da, am încarcat pantalonii pentru că n-am elastic la aici. M-am cam îngrășat 5 lei. Da, și mai am încă o chestie. Ha, mă! Să adună gâzdele aici, care mor. Șamperia de curățare. Să poate scoate tot arterașul, să nu porți tot aparatul la aruncare. Aici avem un PS4 fix al meu. Da, e cam dacă l-am. Dincolo mi VR, o să vi-l arăt și acela. Dar e foarte grea consola momentan pentru mine. Aici mai am niște mufe, da, barna pentru țes aici. Scrieți în comentarii ce știți, ce vă pricepeți. Aici avem multe semne de la PS, care ăsta e găurit. La fel și ăsta, pe unde iese aerul. Ia, pe aici, pe undeva am niște mufete, da, dincolo. Aici am o chestie de asta, barna ce iar la comentarii. Ce? Păi, asta. Trebuie să-mi scrieți în comentariu, nu mă pricep, în fine. Da, după cum vedeți, neonul, opa, sper că nu soarzi neonul. Merge, oare, te rog să-mi fie spart. Ce? A, da, merge. Să vede acolo o chestie. Da, o fi, merge. Dacă le aprind ăsta și bag mâna pe ferele alea care le vedeți acolo, mă curentează. Odată când eram un pic mai mic, am băgat mâna. Să vedeți voi de atunci crize ce am făcut. Ce am camera de la PS4 cu care vorbesc cu băieții sau mă joc pe VR. Să știți că am VR. Ce a conectat la TV, ăsta e încărcătorul. Ăsta e controllerul. Aici am un era să zic televizor din. Hai că e televizor dacă e. Un monitor Lenovo care merge și face treaba. O tastatură de nubi. Aici am cel mai vechi mouse. Dar măcar merge. L-am folosit la robotică. Aici am o unitate, să știu eu, cutie goală și o politică cu mână. Că e cutie goală. Are niște harduri și prostinia. Numai pentru fratele meu de jucat. Să joacă pe calculator. Dar, aici e culorul de la celălalt. De la celălalt. Cum îi zice? Calculator al meu. Da, că e să o ars cooler-ul. Aici am o cutie de la boxă. Noua boxă.
A mea e albastră, dar e dusă la bunici. Nu vă pot arăta până amu. Am făcut un unboxing 2-in-1. Aici avem, pam, o boxă. Mai am o jucărie care trebuie să o pun acolo. Am un set de boxe Logitech Z130, 10V de la Logitech, deci vă recomand. Și o cutie de la căști care e acolo. Și un spray pe jos care îl folosesc să mă sprez. Abar n-am. Deci mai am încă ceva mascote, acolo am mâncat eu ceva și mai am de mâncare. Da. Ziua de azi cu portofolii, școală și mape, cu ora de engleză. Du-te. Aici am ăla de la pistolul de lipit, am făcut două găuri când închis să iasă aburii dinăuntru. Am cam folosit-o. Aici am ascult star stilos prost. Aici am o boxă care am vrut să o repar, dar n-am putut să o ar și... În rest, mi-a rămas numai cutia că mami mi l-a aruncat. Aici am o lampă care, din câte vedeți, am făcut-o, care măcar are acolo o mică gaură care aerisește LED-urile că căldură. Aici are aerisirea. De fapt, acolo nici lui găuri, de fapt. Și... Tam, 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 tararam, fie în spate. Avem a doua boxă care trebuia să fie aici, dar lampa și aici o să o las. Și un dulap acolo pe dulap e controllerul de la PS4 fake, pentru că la original am dat la un prieten să mi-l repare. Acolo am o dronă, mini dronă iDrive. Acolo sus, pe lângă controller, dacă tot sfară, și controllerul ce-o pățit, l-a mușcat de nervi, nu știu, dar măcar pornește. Deci, măcar o scos PS-ul. Dați-vă. Deci, da. PS-ul n-are niciun rost, că, da. Toată lumea scoate lucrurile din priză. Eu sincronizez și mă mai tratez. Vai, că nu pot. E jaos. Trebuie să las întotdeauna pornită. Ok. Mai târziu o să vă arăt și cum. Acolo am trei mascote cu care dorm. Focalizează, băi. Telefon Huawei pe 20 nașpa. Pă... Din ce, da, ăla, le-am deblocat. Luam un tablou cu mami, cum îl scarpină pe tati, în casa cea veche, care momentan i-a mutat de acolo, toți, și bunica, și toți. Ce avem telecomandă de la TV, da, și acolo mai am un glon, niște ani și atâta. Și aici am tot familionul. Scuzați-mă dacă vedeți video-ul în vară față, dar chiar nu am vrut să fac video-ul ăsta, dar vă iubesc din tot sufletul și mi-e dor de voi. În fi, nu mori, dar locuiesc foarte departe. Chiar un chiu meu locuiesc în Spania, și în Uldecona, și mi-e frică că nu poate veni de virusul corona. Deci, da. Aici avem boxa. A doua, mare de disco. Bă, nu e așa de mare pe ăsta ca pe video, dar e foarte mică în realitate. E mică, știți voi. Da, deci cu ea făceam cursuri de dans, dar nu pot face pentru că mi s-a dus acolo, am un încărcător Samsung, în fine. Caiete de la ăsta, cărți. Asterix și goții, o lume prostii de astea. Le-am citit. Chiar nu stau și la... Am o carte de engleză, dar cum mai găsesc eu?
citesc dicționarul de engleză. Chiar mă face să râd. Iar îmi voi lua acum atențiunea. Am unul de la manual, dar nu electric. Deși că... Foarte fain. Și aici era ceva ursuleț cu... Uneori când... Da, am doi unchi englezi care tot vin pe la noi. Ei, unchiul meu vorbește și română, că...